Ca în fiecare an, echipa de fotbal de la CSS Slatina va pleca duminică în cantonamentul de la Căciulata. La această pregătire vor fi prezenți toți jucătorii din lot. Avem organizat cantonamentul de pregătire după data de 5 până pe data de 9, unde antrenamentele vor avea un caracter mai mult fizic. Ne-am orientat către Călimănești pentru că ne ducem de câțiva ani acolo și știm foarte bine condițiile de alimentație, cazare, refacere după efort. Avem programate două antrenamente zilnic, refacerea la bazin, diferite discuții individuale, colective despre ce ne propunem să jucăm în acest retur de campionat. Păi o să ne aștepte o săptămână foarte grea pentru noi, dar este o săptămână foarte bună pentru noi, în care o să ne pregătim tot returul campionatului și trebuie să tragem foarte bine de noi pentru următoarele meciuri. Tot în luna februarie, o săptămână mai târziu, echipa de fotbal de la LPS Slatina se va deplasa în cantonamentul de la Brezoi. Dornici să-și încarce bateriile pentru campionat, elevii sub comanda lui George Oancea vor avea un program de pregătire cu două antrenamente pe zi. Echipa de juniori a LPS Slatina mergem în perioada 13-18 februarie în cantonament la Brezoi, unde avem condiții foarte bune de cazare, masă și de pregătire. La acest antrenament o să ne pregătească mult mai bine pentru returul acestui sezon și cu această pregătire sperăm că o să trebuie pe primul loc. Primul joc oficial pentru junioria de la CSS Slatina va fi pe 11 martie, atunci când este programată partida din cadrul Cupei României Under-19.